Astăzi au fost publicate notele de la examenul de titularizare, iar peste 4500 de candidați nu au reușit să obțină nici măcar nota 5. Din aceștia, 257 de candidați provin din județul Iași. Imediat după publicarea rezultatelor, ministrul Educației Sorin Câmpeanu a transmis un mesaj prin care se declară nemulțumit de rezultatele slabe obținute de cei 4573 de candidați care nu au reușit să ia note de trecere. La nivelul județului Iași, pe lângă cei 257 de candidați care nu au luat note peste 5, alți 481 de candidați au obținut note sub 7, alți 716 candidați au avut medii peste 7, iar 8 candidați au reușit să obțină media maximă. Rezultatele finale, după contestații, vor fi afișate la sediile inspectoratelor școlare județene în data de 27 iulie.